Dragii mei, Domnul să fie lăudat pentru toate și în toate lucrurile. Amin. Așa să vă rog frumos, cei care aveți Biblia sau Sfânta Scritură la dumneavoastră sau la voi, pentru cei mai tineri, să o deschidem împreună. La cartea profetului Daniel vom citi capitolul 5, este vorba, cred, de 31 de versete. Așa cum stăm, cei care nu aveți Biblia, sigur că... Dumnezeu a făcut posibil, sau frații, sau noi, sau să avem Biblia pe ecran, ca să putem să vedem acolo. Bine ar fi să o avem fiecare la noi, dar dacă nu o aveți, haideți să urmărim așa cum putem acest pasaj din Biblie, pagina 863, Daniel, capitolul 5, începând cu versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mare lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, nebucarnețar din templu de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese luate din templu din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-a arătat degetul unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, caldenii și ghicitorii, Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta împăratul Berșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la uzul cuvintelor împăratului și a mai marilor lui, a intrat în odaia spățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate! Să nu te tulbule gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea, împăratul nebucanețar tatăl tău, da, tatăl tău împărat, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, caldieni și ghicitori, și anume că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere putință să, să tâlcuiască visurile, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsește lumină, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebările grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Daniel a răspuns în dată înaintea împăratului. Țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel preanal dăduse tatălui tău nebucanețar împărăție, Mărime, slavă și strălucire. Și din pricina măririi pe care o dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii din toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia. Înălțea pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împetrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgari sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi, și trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ai băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea, a trimis el acest cap de mână și a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost încărit, cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată în mezilor și perșilor. Îndată, Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpurii. i a pus un lândișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cărmuia împărăției. Dar, chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldenilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin! Sigur, eu personal, că poate că mulți din dumneavoastră de aici, Știm istoria asta din Biblie și tot timpul ni s-a părut șocantă. Ne-a fost dragă în sensul că nu aveam o aplecare spre a vedea oameni morți sau sperea sau îngroziți, ci pentru modul spectaculos prin care Dumnezeu a acționat aici în cartea lui Daniel și cu Nebucanețar, dar și cu Belșațar. Și sigur că pe vremea noastră se recitau poezii exact pe textul care l-am citit în seara asta, unul dintre persoanele care s-a plecat din lumea asta nu de mult timp, fratele Berințan, care parcă are și o asemănare de nume, așa cumva, cel puțin cu prima inițială, când eram eu copil, cum erau copiii ăștia în biserică și mai mărișor, puțin, de foarte multe ori, recita poezia asta cu belșațar, la un moment dat am și pus numele potrivit cu cele trei cuvinte din ebraică, care erau din limba lor care era scrisă acolo, și când erau evangelizări de multe ori frații când îl vedeau pe în sală, spunea, spune poezia aia, pentru că fiind evangelizare, era un moment în care oamenii puteau să vadă că totuși nu-i prea bine să glumești cu Dumnezeu și cu viața și cu timpul tău, că s-ar putea la un moment dat să o pățești. Și sigur că noi eram copii și cred că ne-a afectat într-un mod corect și bun treaba asta, deși atunci nu am realizat prea, prea multe. Uneori noi suntem aici în biserică și poate că nu realizăm noi cei mari ce realizează câteodată cei mici. Și din păcate uneori noi cei mari nu punem la inimă ce se întâmplă aici, dar s-ar putea cei mici care îi vedem câteodată plimbându-se prin biserică să fie mult mai receptivi decât noi, care dăm impresia că suntem cu toată ființa noastră aici și am dat semnale că suntem niște oameni cum se cade maturi și înțelepți și că luăm în serios tot ce se spune aici. Să fim serioși, nu întotdeauna noi, cei maturi, câteodată trebuie să facem și așa, facem lucrul ăsta. Dar încă o dată vă spun și poate că ca și părinți ați probat și dumneavoastră că acești copii care se mișcă aici prin biserică au niște receptori fantastici, au o bandă foarte curată și că recepționează aproape tot ce se întâmplă bun aici în biserică. Ar merita să spunem pentru asta, lăudat să fie Domnul. Spun asta pentru că pe mine personal, uite, acum pot să vorbesc că -s foarte mulți ani, aș putea să vorbim de 30 și ceva de ani de când ascultam, mai bine 35 de ani de când, 40 de ani mi-e -mi calculem de când ascultam poeziile astea e păcat că mi-e, înseamnă că am niște ani, dacă tot cresc mă duc unde se duce toată lumea de aceea aș vrea încă o dată în seara asta, cum se spune de fiecare dată, Dumnezeu să lasă peste noi toți care suntem în biserică un duc de înțelepciune și să lăm în serios totdeauna tot ce ne vorbește Dumnezeu aici. Ar merge să spunem un amin aici. M-am adunat după masa asta, că n-am avut timp deloc săptămâna asta, între biserici și cumva m-am luptat cu mine și cu oboseala foarte mult, e drept asta, ca să-mi dea Dumnezeu câteva gânduri să le aduc aici în seara asta. Am stat câteva ore drept, dar cred că Dumnezeu mi-a mi dat niște gânduri care sunt foarte simple, dar cred că pentru mine cel puțin, că eu deja m-am întâlnit cu o parte dintre ele, pe lângă inspirația care o va lăsa Duhul Sfânt în seara asta, pentru mine au fost un moment de mare binecuvântare, dar binecuvântarea nu înseamnă întotdeauna că ceva vine pe masă, ci binecuvântarea înseamnă uneori responsabilitate pentru viața mea. Și dacă ești binecuvântat de Dumnezeu și devii responsabil, asta este un mare har. Mai mult decât orice lucru. Și atunci am întorc și am așezat gândurile astea sub fraza asta. Ce am putea să învățăm noi din seara asta, din generația asta, de la un om care n-a învățat nimic? avea posibilitatea să învețe și n-a învățat nimic și a sfârșit-o brusc, ăsta este un mare semnal în seara asta, brusc. El avea planuri, vrea să facă recompense, să înscăuneze oameni, să le dea funcții, Păi până la urmă i-o dat -o așa că o forța nota. Da? Daniel și pentru ce să iau poziția a treia când ăsta moare la noapte. Dar el știa că moare. Dar așa gândea oamenii, așa gândesc în general oamenii care nu sunt acolo unde trebuie. Și am zis, Doamne, ce pot să învăț eu de la un om care nu a învățat nimic și și a ratat viața? Și nu a mai avut timp și nici Dumnezeu nu-i mai dat timp. Că vedeți, la nebucanețari, i-a dat șapte ani ca să se pocăiască. Urât, greu, pe acolo, între animale, cu un gheare, cu păr pe el. Umilitor, să paște iarbă. Bă, dar dacă după șapte ani Dumnezeu te reprimește și te binecuvântează și te pune într-o relație corectă cu El și recunoști că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul unic care este prezent și aici în seara asta, binecuvântat să fie numele Domnului și Dumnezeu îți reabilitează viața, lasă mă fii ca măgarul! A ce contează să fii o vedetă toată viața și după aia să mergi în iad? Cum am spus la marginea săptămâna asta. Zice, unii și zi, eu nu vreau să... Vă puneți viața pe masă, puneți problemele, puneți năcazele, puneți păcatul, puneți ispita, puneți lațul, puneți legătura. Zice, nu, că nu mai cu oameni la care să le spun secretul, să nu-l spună la nimeni. Că preocuparea unora este nu cumva să se afle. Preocuparea nu e dacă se duce în iad. Preocuparea nu cumva să puște. Și atunci vreau niște oameni serioși, m-am suturat de ăștia serios. Voi pastorul îi spuneți la toată lumea. La problema ta, am întrebat, este să scap sau să ai imagini? Este e un laț al diavolului care spune, da bă, trebuie să... Nu, așa e, aveți dreptate, taina spovedanie. de eu mă întreb, vrei să fii liberă, vrei să fii liber, vrei să fii schimbat sau vrei doar să-ți golești sacul și să te duci să faci exact aceleași lucruri? Că asta este o problemă. De ce nu vrem să știe nimeni nimic despre slăbiciunile noastre? Nu e așa că ținem la ceva mai mult decât la altceva? Ba da. Și atunci tot timpul avem motivații de genul nu-i spun lui Costel că poate zice, nu-i zice lui Gabi, poate zice, nu-i zic la asta, nu-i zice la asta, la prietena că sigur nu zice. Și poate că pur și simplu faci un act de frăție așa ca beca licola de la Madrid, sânge pe sânge și vă duceți sânge pe sânge amândoi sau amândouă unde nu trebuie. De aceea mă rog din toată inima Duhului Dumnezeu să ne schimbe viețile noastre. Ideea nu este să mor vedetă sau uh, lumină și să n-ai nicio problemă în viață. Bine ar fi să, să mergi așa de jos, încet, încet, direct sus. Dar de multe ori viața noastră este și așa. Dar e important tot timpul să înțelegem vremea și când Dumnezeu ne bate la ușă să ne pocăim, să zicem, Doamne, sunt aici și mă pocăiesc în sac și în cenușă și dacă vreți, spuneți cu toată inima, amin. Hai să învățăm din la un om care nu a învățat nimic din viață. Sper să nu supăr pe nimeni în seara asta, dar nici nu vreau să-mi cer iertare, dar vă spun că unul din factorii care l-au dus pe omul ăsta să nu învețe nimic și o la niște decizii foarte proaste în text, n-am cum să nu vă spun asta. Este vinul. Trebuie să vă spun de vin în seara asta, de alcool. Pentru că se repetă de trei ori. Împăratul Belșațar a făcut, la un moment dat am vrut să sar peste asta, dar cel mai mult m-a accelerat Duhului Dumnezeu aici pe scaun în seara asta. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mare lui și a băut vin odată înaintea lor. După aceea, în cheful vinului, o la decizia și le să vin aici. Eu nu am băut, nu știu ce înseamnă să te îmbezi vreodată, nu vă pot explica treaba asta. Dar știu ce scrie aici în Biblie și cred în Biblie. În cheful vinului, după aia tot așa s-a dus și a dat de băut la toată lumea și versetul 3 spune, după ce a dat la toată lumea, a început să laude Dumnezeu străin până la urmă. Mediul în care el a luat deciziile proaste a fost odată mândria. A doua era poziția lui, cine sunt eu, care are legătură cu primul punct. A treilea a fost destrăbălarea, având o mulțime de femei și de țiitoare, și toate astea adunate și înfocate și înforfolite cu beția și cu acest agent numit Bacus, să mă ierte toată lumea, pentru că, într-adevăr, problema asta este una delicată. Și eu vă spun în seara asta, în numele lui Isus pe care îl predic, nu beți nici un gram de alcool. Dar faceți ce vreți. Nici 0,2, nici 0,05, nici 0,08, nici 2%, nici 5%, nici 8%, nici 15%, să mă duc mai departe. Unul de aici, la capătul bistrecției, o băut țuică 90% că o zis că nu-l răpune COVID-ul, i-a pleca din lumea asta. Pentru că cartea asta nu poate să n-aibă dreptate. Imposibil. Proverbe, capitolul 23. Ascultă, fiule, și fi înțelept versetul 19. Îndreaptă inima pe calea cea dreaptă. Nu, nu fi printre cei ce beau vin. Versetul 30, care le știți, ale, ale cui sunt uh, vaietele, vaetele, a cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile. Vreți să-l vedeți pe ăsta cum se vate acum când e fața galbenă și tremură din toate încheieturile? pentru decizia proastă pe care a luat-o să aducă vesele, vasele lui Dumnezeu care erau consacrate și sfințite în templu pentru Dumnezeul cel viu, să le profaneze și ce l-a ajutat, mândria, aroganța, străbălarea și vinul. În cheful vinului a făcut ambele acțiuni. Fiți foarte atenți. Ale cui sunt plângerile, ale cui sunt oftările, ale cui sunt ochii roșii, a celor ce întâzi la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin, încurge roșu și face mărgăritare în par. el alunecă ușor, dar pe urmă mușcă ca un șarpe și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altor și de ce nu, și după bărbații altora și inima îți va vorbi prostii. Și după aia sunt și amenări cum dorme el, cu catargul și așa mai departe. Când se trăiește dimineața, zice, vreau să merg la Dunare. Când se trăiește dimineața, dăm o Biblie să citesc, că doar aseară a fost un chef. Dimineața asta e altă viață. Crezi și mai vreau vin. Pentru că asta e o păcăleală, că ai un eveniment, că ai un moment, că ai... asta e o păcăleală și o minciune a diavolului, așa cum ne-a mințit în toate zonele vieții. Mi-a spus, numai o dată, numai de data asta, nu vede nimeni, nu-i grav. Tot timpul ne-a justificat acțiunile mele proaste care le-am luat până la ora asta și dacă noi fi atenți, la fel va face. El nu și-o schimba metoda, dar noi în continuare suntem captivi și slabi în raport cu el. De aceea avem nevoie de cineva care să ne schimbe mințile și acesta este cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care este prezent aici în adunare. Efesen, capitolul 5, versetul, cred că 18, pe care îl citim câteodată la nunți. Nu vă îmbătați de vin, dar zice unii, eu nu mă îmbăt. Bă, dar ce te motivează să faci asta, totuși? Pe păi am auzit un specialist săptămâna asta care a zis că alcoolul nu în cantități mari dăunează, sub orice formă dăunează sănătatea. Bine, ei n-au dreptate. Dar noi, ca și Sfința lui Dumnezeu, pentru ce să facem asta? Știu că aia din vest, aia din est, aia din sud, totuși eu, eu personal vreau să fiu liber în fața lui Dumnezeu în seara asta. Nu mă dau sfânt pentru că am avut un avantaj că am crescut într-o familie de copii al lui Dumnezeu, dacă eram în altă parte eram ca toată lumea. Dar vreau totuși, indiferent pe unde am trăit și pe unde am fost, să luăm în serios treaba asta, că unii evangeliști n-au luat în serios treaba asta și s-au dus în prăpăd și aș vrea să spun tuturor familiilor, tinerilor, copiilor mei, copiilor voștri, refuzați orice formă de alcool în orice cât de puțin sau mult gramaj. Pentru că asta nu ne va duce niciodată la niciun lucru bun. Nu fiți și nu beți vin, nu vă îmbătați de vin, aceasta este, spuneți ce scrie acolo. O de dar nici nu stați și nu beți. Eu nu beau. Și asta în tot nu e de ajuns. Deci, spune acolo ce trebuie să facem. Deci, bă, nu beau. Foarte bine. Dumnezeu este bine. -te -te. Dar de duhești plin? Și deci, nu. Stai în banca ta. Nu ești foarte grozav, nici tu. Nu trebuie să te, să te îmbezi de vin, trebuie să te vii zona asta, dar trebuie să te duci spre cealaltă. Știți că și Timotei spune, fugi de poftile tinereții, fugi de asta, dar urmărește neprionirea, urmărește asta împreună cu cei care cheamă pe numele, numele Domnului dintr-o inimă curată. Unii își blochează niște puncte numai ca să-i bată în pe alții. nu beau! Îți arăte o ție. Îi judecă pe toți. Nu asta este ideea să nu bei să judești pe alții. Nu asta este ideea să scoți pieptul în față într-un punct al tău tare, cum am mai văzut, și am zis, am băut niciodată. Tu ai băut? Nu, pe el. Dă-i, dripălește-l. Zii cât e vrei. Ideea nu este asta. Este să nu o faci, ci să faci ceea ce este bine. Adică să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu atins de Duhul lui Dumnezeu. Plin de Duhul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Așa că adun gândul ăsta și vreau să vă spun în seara asta, că am învățat de la un om care n-a învățat nimic să nu, să nu sidez niciodată pe Dumnezeu și cuvântul său. El a făcut-o. Deci vă rog în numele Lui Iisus, nu luați în glumă pe Dumnezeu. Pentru că ani de zile nu niciun capă de mână în camera ta, în casa ta și nicăieri. Nu face nimic Dumnezeu. Și tu ce zici? Bă, îmi pot permite aproape orice. Că se, pare, că se pare că la discuția asta a fumați de vin, azi droguri, multe altele, substanțe astea. A, a fumat de treaba asta, cred că s-a făcut o polemică acolo între Dumnezeul Israel și la Dumnezei. Și eu zis, bai să văd, băi, 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 Dumnezeul Israel, ce poate să facă Dumnezeul Israel? Vreți să-ți arăt cum pot eu să-l fidesc pe Dumnezeul Israel? Cum pot să-l fidesc împărate? Și ce? Adu-mă vasele aici să bem noi și nevestele și sitoare și depravatele și toată lumea bem. Să vedem ce face Dumnezeu. Și în timpul asta vă spun ceva, la pe Dumnezeu mei, pe Dumnezeu de uh, lemn, de piatră, de fier, de Dumnezeu ăștia de care zice Daniel, bă, ăștia n-au nici urechi, n-au nimic, ăștia sunt uh, nimic, zero, sunt, fără nicio putere. Există un singur Dumnezeu adevărat, este Dumnezeul adunării, este Dumnezeul care te-a mântuit, este Dumnezeul care te-a salvat, este Dumnezeul care și-a dat singurul fiu, pentru că oricine crede în el să nu piardă și să aibă viață veșnică, este Dumnezeul care ți-a dat suflarea, belșațar până în ziua de azi. este Dumnezeul care îți cunoaște toate căile, este Dumnezeul care se prezentă în biserica Betlehem, este un Dumnezeu viu și adevărat. Dar știți cum zicem noi? Băi, un cap de mână care scrie pe perete, a făcut Dumnezeu un, un ceva supranatural în Biserica așa să-mi tremure genunchii. chiar vrei asta? Chiar vrei să pași șapte ani? Dumnezeu să știi că te iubește și chiar ar putea să te... I-am zis cineva. Nu vă tot faceți ideea așa și ca și copiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu renunță repede la voi, că Dumnezeu e prea bun să renunțe. Dar dacă tot întinzi coarda, la un moment dat s-ar putea să renunți. Nu, nu, vă rog foarte mult. învăț de la asta care nu învăța nimic. L-o pe Dumnezeu. S-o atins, atins de vasele alea. De vasele Domnului care era un templu lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. A fost un atac direct la lucrurile consacrate pentru Dumnezeu și pentru prezența Lui. Știți unde se dau atacurile astăzi? În dreptul persoanelor care și-au consacrat viața pentru Dumnezeu. Știți cine sunt atacați azi? Vasele lui Dumnezeu. Și vor să fie profanate și compromise și mânjite pentru ca să arată ei tuturor. La unde viți, bă, predicator? Unde vii bă, proci? Unde viți, vă oamenii? Să-i văd și eu. Dar să știți că oamenii care se joacă cu treaba asta. Într-o zi se vor întâlni cu mâna lui Dumnezeu, nu în felul ăsta, în alte feluri, dar să știți că Dumnezeu din dragoste nu acționează în viețile noastre așa cum ar fi trebuit să acționeze, pentru că e de timp să ne pocăim și dacă suntem aici în seara asta și sunt aici în seara asta, eu sunt convins, eu personal sunt convins că bunătatea lui Dumnezeu față de viața mea a fost imensă. Și vreau să-i mulțumesc în această seară pentru bunătatea lui, pentru că a putea să scrie cu ani de zile și în dreptul meu, te-am cântărit, Gabi Zăgreanu! Că mă cântăriți dumneavoastră, s-ar putea să spuneți despre mine unii care uh, vă sunt simpatic, băi, un om cu greutate. S-ar putea alții care nu sunt simpatic pentru ei, că mereu o persoană cunoscută este în cele două mișcări, să mișcă între ele. Să spună, pentru mine e un paravagiu, e un vorbăreț, e un nu mă interesează. Și să mă puneți în cântarul vostru și să dea balanța așa invers, că sunt foarte ușor să zbor în aer. Aș într-o parte și în alta, nu asta contează, ci cel care mă pune în cântare este Dumnezeu și mă întreabă, mă găsește ușor sau nu în seara asta. Domnul este prezent în aici în adunare. Cum sunt eu în raport cu Dumnezeu, în raport cu vasele lui? Am văzut oameni care sunt așa de bine cu Dumnezeu, dacă când vorbește de ceilalți sau vorbim de ceilalți, suntem slabi aici. Să chemăm toți, cred că am greșit aici, să chemăm sângele lui Isus Hristos peste noi. Că uneori din bețiile noastre, din neînțelepciune, fără să consumăm alcool, din bețiile și din mândrie mai ales, am, văzut, am vorbit lucruri și am dat pe lucruri care nu treau date despre vasele consacrate ale lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să spun în seara asta. Că vasele a fost o problemă care a arătat în viața lui cum el sfida pe Dumnezeu și vasele lui Dumnezeu. El a sfidat pe Dumnezeu și casa lui Dumnezeu și Templul lui Dumnezeu. Mă gândeam stând acasă, oare ce poate să fie mai, mai important decât acest Templu, care sunt trupurile noastre, pe care uneori le pângărim cu atâta ușurință? Fraților, ăsta e adevărul. Ne pune Dumnezeu un cântar în seara asta, că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor care suntem aici în adunare. Și de multe ori ne pângărim trupurile astea într-un mod extrem de ușor și fără să ne pece, ca într-un chef și o distracție. Că ei au făcut la în chef. Au pângărit vasele Domnului luate din templul lui Dumnezeu, pur și simplu așa, la un chef cu femei și mulți bărbați. Aveți grijă de templul Domnului pentru că Pavel spune în prima sa epistolă a lui Corinten, nu știți că voi sunteți capitolul 6, 1 Corinten și voi sunteți templele a lui Dumnezeu. Voi nu mai sunteți așa voștri, ați fost cumpărați cu un preț proslăviți pe Dumnezeu în Duhul și în sufletul vostru și în trupul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. Și Pavel revine în Tesalonicen, zice, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ține complete trupul nostru, Duhul nostru și sufletul nostru să fie ținute și păzite întregi până la venirea lui Domnului Isus Hristos. Putem să spunem toată adunarea, amin? Nu, nu faceți asta. Și al treilea atac este atacul la, la biserică. Dacă vă uitați în lumea asta, să știți că toți vor să atace biserica asta. Din toate direcțiile. Să profaneze, să arunce cu noroi. Ei nu sunt asta, ei sunt potrivă, ei sunt așa. Tot LGBT-ul ăsta împotriva bisericii. Toți nebunii planete ăștia, cum zic eu, au treabă cu biserica, să se biserica, uitând că Biblia asta spune că ceea ce oprește nelegiuirea și desfrâu și uh, toate nebuniile care ar veni deodată peste toată planeta asta, care este un zid de apărare, care mai dă gust și miros lumii astea, este exact ce ei vor să elimine, biserica. De aceea, cel care conduce biserica este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și El va apăra biserica până la capăt. Chiar dacă unii o profanează și își bat joc de Dumnezeu. Dar cel care ține în mână istoria nu e belșațar, nici nebucanețar, nici americani, nici europeni, nici ruși, nici chineji. Cel care ține în mână istoria este Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Și aș vrea să mai spun un gând aici la punctul ăsta, când el a sfidat pe Dumnezeu, atacul la închinare. Pentru că a zis, bă, nu-i ajuns să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-L ignorăm și să-L sidăm pe Dumnezeu, să-L luăm vasele Lui și să profanăm, să compromitem tot. Zice, hai să hai să lăudăm și să înălțăm pe Dumnezeu a Și au început, prin și de vin și nu trec peste asta, și toate femeile și bărbații o bău din vase și după ce o prins așa, o undă, o zis, hai să lăudăm pe Dumnezeu ăștia, să vedem, evreii, evrei, să moară pe capete, să vedem, ăștia sunt Dumnezeu adevărat. Astăzi este lovită în plin și cu o forță aproape dramatică actul închis. nagari care este unul dintre cele mai înalte binecuvântări pe care un om le poate avea în relație cu stăpânul său. Să se închine celui care ne-a creat și ne ține în fiecare zi. Binecuvântat să fie numele Domnului, binecuvântat să fie copiii care s-au închinat în seara asta, binecuvântat să fie tinerii, adunarea care am spus în seara asta, îți mulțumim, Doamne, pentru pâinea de pe masă. Într-un an de restriște ai dat în România cel mai mare record de cereală de la Revoluție în într-un an de pandemie, pentru că cel care poate să facă bulgării să o este Dumnezeu cel adevărat. Încurajați-vă în această seară. Cel care ține istoria în mână este Dumnezeu. El răstoarnă și el pune pe împărați. Încurajați-vă de adevărul ăsta. Nu-l sfidați pe Dumnezeu. Aveți o altă opțiune. Să lăudați pe Dumnezeu. Să înălțați pe Dumnezeu. Să spuneți, Dumnezeu este Tatăl nostru. Și un împărat nu poate sta în fața lui. Că Dumnezeu îl poate face din om un măgar. Păcând să mănce iarbă. Până când va recunoaște? Până atunci l-a ținut șapte ani. Până când nebucanețar tata lui Berșațar s-a ridicat și a zis, vreau să spun ceva. Zice, vreau să spun singurul Dumnezeu adevărat care există, în fața cărui mă plec și care ține toate lucrurile cu puterea lui, este Dumnezeul evreilor. Este Dumnezeul nostru care se prezintă aici în adunare. În pandemia asta, în predica asta este perfectă. Pentru că cel care ține națiunile, popoare și viețile noastre în mâna lui, este Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul. Dar știți ceva? Nu profanați închinarea. Că atunci când se pierde închinarea, se pierde tot. Și una din reacțiile cele mai dure ale lui Dumnezeu, nu când tu păcătuiești, că știi când suntem slabi, este acolo să-ți ierte. Dar atunci când luăm slava lui Dumnezeu și dăm închinarea și aprecierea și lauda lucrurilor, că orice iubim în afară de Dumnezeu este un idol. Și poate vă întrebați, pastori, în seara asta, dar unde dăm noi închinarea? Unde eu dăm noi închinarea? Pe ori de câte ori nu ne pasă de Dumnezeu și de închinare și de mulțumire și de dependența de El și nu-i dăm lui toată slava, toată închinarea și tot ce suntem și dăm altor lucruri sau altor persoane, tot timpul asta înseamnă idolatrie. Ca să nu vă mai spun că lăcomia de bani. Și îndrăgostirea asta din lumea materială este o închinare la idoli. Biblia spune clar asta. De aceea, ce să spun în seara asta? Nu vă predic dumneavoastră ca și cum eu m-aș detașa. Dumnezeu mi-a vorbit, vă spun încă o dată în seara asta, prima dată mie acolo în încăperea aia unde am scris predica. Și Dumnezeu m-a întrebat, îmi dai sau nu închinarea? Te cântăresc aici azi. Te pun în închinare, ți-ai luat ceva, ai dat-o cuiva. Cine e important pentru tine? Ce e important pentru tine? Eu sunt important pentru tine? Ești gata să mă lauzi? Ești gata să mă înalți? Ești gata să mă binecuvântezi? Ești gata să-mi dai mie tot ce îmi aparține mie? Sau te-ai băgat mâna să iei ceva? Și a zis, Doamne, dacă am făcut din, din necunoștință, din, din nebunia mea, din greșeala mea, niciodată cu intenție, te rog, Doamne, și mă rog acum încă o dată împreună cu adunarea, Doamne, iartă în seara aceasta. Pentru că atunci când intrăm în slava lui Dumnezeu, este periculos. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Nu și împarte slava cu nimeni. Și singurul care merită întotdeauna înălțat este Dumnezeu. De am mă întreb, dar asta nu trebuie să fie un efort. Niciodată îmi se pare că trebuie să fie un efort când trebuie să apreciez pe un om pe care îl iubești. N-am pus niciodată un efort la un tată să-și laude fica sau fiul să zică. Depun un efort, am să zic că fica mea e drăguță. Depune efortul omul pentru persoanele care îl iubesc, să le lau și să le apreciez Niciodată am văzut asta, am văzut ceva natural, ceva normal, care pleacă din tine fără nicio problemă. Dacă nu este așa ceva, s-a răsturnat, s-a blocat și s-a răsucit în viețile noastre. Așa că lăuda pe Dumnezeu este un act de normalitate, este un act de înțelepciune și este într-adevăr singurul care merită toată lauda, cinstea și onoarea și să te bucuri înaintea lui Dumnezeu că Dumnezeu ți-a descoperit acest adevăr, că foarte mulți oameni de pe planeta asta nu știu și se închină la lucruri cioplite. Dumnezeu ne-a dat. Haru harul să ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat care ține în mână toate lucrurile. Încă o dată să spun împreună cu voi, amin. Un al doilea lucru care l-am învățat de la un om care n-a învățat nimic este că nu a pus la inimă sub nicio formă, sub, nici, sub nicio formă acțiunile și îmi șoptește costele aici din spate. <laughs> Da, și eu citesc și am scris că atunci suntem pe aceeași undă, n-a pus la inimă deloc nicio acțiune din trecut care a era făcut Dumnezeu în generația din spatele lui și a, chiar dintre lui și experiențele înaintașilor și chiar a familiei sale care erau imediat a lui apropiere și nu le-a pus la inimă. Le-a sfidat cu tot, în totalitate. Știți câteodată noi ne ridicăm aici, pe acasă, alții vă întâlniți cu oameni care vă spun că au avut experiență cu Dumnezeu. Experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu ce gândiți atunci când se spun asta? Să laudă? Să vă spun experiență de săptămâna asta de că am fost la marginea? Au fost aproape 900 de oameni acolo și am predicat de femeia sirofeniceancă de, de fica ei care era muncită rău de un drac și a venit la Isus și a zis ajută-mă și așa mai departe. Și am vorbit de punctul ăsta că l-am amintit mai devreme că a pus totul pe masă fără jenă. Am dracul în casa mea și trebuie, Doamne, să mă ajut să plece de acolo. A zis un gura mare. Trec peste toate astea și a, Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, a atins acolo adunarea. S-a aprins o rugăciune pe final, foarte frumos, nesperat pentru mine, dar așa trebuie să fie întotdeauna, nu noi suntem cei care Dumnezeu ne surprinde fiecare dată și când s-o... -so, Ata mulțime s-o îndreapta mea undeva la cor, unde erau, cred că, 100 de, 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 fete și bă, băieți, foarte mulți tineri și copii acolo. După ce am citat toată rugăciunea și ne îndreptam, am hotărât spre un amin, am auzit o fată care a dar pentru mine n-a fost atât cât a fost pentru cei din loc. O, o, o fată tânără a strigat: Isuse, ai milă de mine și eliberează-mă! Și vă dați seama, în, în liniștea care mergea spre final, asta a fost un șoc. Dar știți ce s-a întâmplat? Toată biserica de acolo care știa cazul, împreună cu pastorul, exbunit în plâns și s-a pornit o rugăciune, cred că de 15 minute, în care au zis frații: Frate Gabi, dacă numai pentru fata asta care are mai probleme, ai venit până aici și ai bătut drumul și ai bătut glasul și tot ce ai făcut, Dumnezeu a făcut o minune în această seară. Credem noi în experiențele lui Dumnezeu, credem noi în minunile lui Dumnezeu. Pe una din problemele care acest om n-a învățat nimic este că i-a zis Daniel și spune, stai că-ți spun tălmăcirea, nu nicio problemă, țineți darurile tale direct, așa, nu... Deci ce ți-o spun, dar înainte să-ți o spun, vreau să-ți mai spun ceva, că putea să-i tămălcească când fel, când cântărit, de a ținut o, o predică, și faptul că soarta lui într-un fel Dumnezeu a pecetuit-o, mi-e ușor să spun, nu mă hazardez, dar mi-e ușor să vă spun ceva. Că o, o, o țintit pe noi după predica asta lui Daniel și pentru cei care au fost acolo în preașmă. Că eu zi la un moment dat, împărate, îți spun visul, dar înainte să spun, ascultă un pic. Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău nebucarnețar împărățire, împărăție, mărime, slavă și strălucire. E o paranteză, Dumnezeu nu are o problemă ca tu să ai. Dar atunci când nu știi să gestionezi ce îți dă Dumnezeu și ele devin un Dumnezeu pentru tine și să se îngânfă inima și te prăbușești, Dumnezeu intră în scenă. Revin, nu mai citesc aici, și spune tot ce a făcut Dumnezeu pentru tatăl tău nebucanețară. Ia ascultă acum versetul 22, te rog să-l proiectezi. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai sperit, în merit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Aici este o confruntare pe care Duhul lui Dumnezeu, prin Daniel, o face direct cu, cu Belșațar. Tu, Belșațar, fiul lui, ai știut toate aceste lucruri, toate le-ai știut dar nu ți-ai smerit inima și nu te-ai pocăit. Zic oameni, eu cum, o pot să mă pocăiesc, că trebuie să mai spună Dumnezeu. Și știți, vreau să vă spun ceva în seara asta. mi-e plin capul de știință. Știm toate lucrurile din fir în păr. Dar nu le face. Asta este problema. Și Belșațar, toate le-ai știut. Cum ai ajuns acum să faci ce ai făcut acum de câteva minute să-ți bați jocul, urmează Daniel să-i readuc aminte. Încă o dată începutul textului zice, ai bău din vasele Domnului, tu cu nevestele știitoarele tale și cu toți invitații tăi, ai profanat templul Dumnezeu datorită acestei vase, ai bătut joc de Dumnezeu, l-ai sfidat pe Dumnezeu, tu unul care știi. Ce s-a întâmplat în casa ta și în familia ta? Dar toate le-ai ignorat, toate le-ai dat în spate, toate ai spus, nu mă interesează. Nu mă interesează experiența lui Radu, nu mă interesează experiența lui Grigore, nu mă interesează experiența lui Filip, nu mă interesează experiența lui Sora Cutare, nu mă interesează experiența nimănui, nu mă interesează ce a lucrat Dumnezeu al alteri. Dacă nu te interesează și nu mă interesează, n-am învățat nimic din viață. Dacă suntem niște încăpățânați și niște mândri și niște aroganți, pe mine nu mă interesează nimic. Eu cu Dumnezeu, tu cu Dumnezeu. Ești chiar acum, Belșa dar exact tu cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te o cântărit, și Dumnezeu te o uh, analizat și ești terminat. Dar peste câteva minute o să afle asta. Nu știu cât mai avem din viața noastră, credeți-mă, că v-aș spune dacă aș ști. Dar ce pot să spun încă că minutele astea cât mai suntem în această seară aici, Dumnezeu este bun. Bunătatea lui ține în vești și lui din neam în neam. Și să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Și eu vreau neapărat să vă citesc un pic de aici, nu că n-ați ști, din 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1, foarte rapid. Fraților, nu vreau să nu știți Că părinții voștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru moise, toți au mâncat aceeași mâncare domnicească și toți au băut aceeași băutură domnicească pentru că beau dintr-o stâncă domnicească ce venea după ei și stânca aceasta era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Versetul 6 este ceea ce vreau să aduc aminte în seara asta. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească, cui spuneți toată biserica? Nouă! Drept pilde! Pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Versetul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise. Că zice, bă, să pierde asta Biblia orală. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru care și peste care au venit viacurile. Astfel, cine crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. De aceea mă rog, toți care suntem aici în seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute să privim la Dumnezeu și să nu ignorăm și să sfidăm într-un act de neînțelepciune experiențele înaintașilor noștri sau a celor prin care Dumnezeu a vorbit în inimii imediat a noastră apropiere. Poate au vorbit în casa ta, prin copiii tăi, prin soțul tău, prin o prietena ta, printr-un prieten al tău, printr-un pastor, printr-un proroc, pentru o persoană care Dumnezeu a pus-o pe scara ta, lângă blocul tău. Te-a făcut să te întâlnești, te ai gândit vreodată de ce? Dumnezeu a vrut să vorbească că El e viu. Că Dumnezeu există, vă întreb, e viu sau nu e viu? Bine s-ar putea să întindem coarda până apare mâna pe perete. Spui, vrei să înveți? Ia, bă, ce treabă am eu? o să învăț, dar cine ești tu? Roșii în obraz, aranjați, cremuiți, cosmetizate, cosmetizați, domn, ce vrei, pastorești, să ne înveți ei pe noi? Ce, unde, ce vrei tu să ne înveți pe noi? Ce vrei Cine ești? Unde? Bă, dar când îl văd galben la față, așa ca și mortul. Fata galben, mort. De aici, de la șolduri, îi se disfac șoldurile. Nici nu știu să vă explic asta. Bă, dar e frică, îi s-au descleat șoldurile și genunchii se băteau de picioare așa. Crezi că poți să predici la un om acum? Intră împărăteasă după un timp și nu mai stai, cu fața îngălbenită, că există o șansă, că există o speranță. Uh. Când suntem roșii în obraș, când totul este în regulă, când totul este în mâinile noastre, când cupele de vină -să acolo, când viața merge, când, când avem uh, kilogramele care trebuie, când arătăm ca niște uh, slimfi toți, când suntem noi, plinge viață, plinge putere, plinge bani, plinge prosperitate, plinge succes, mai vrea cineva să audă experiență de Dumnezeu? Mai vrea cineva să creadă într-un Dumnezeu al minunilor? Mai poți să spui cuiva, bă, tai că te pe câmp, șapte ani până să o pocăi. Du-te, bă, dar în ce lume suntem aici? Unde e logica? Unde e reacțiunea? Nu e nicio logică. Eu crescut unghile ca la vulturi. Ce poți să-mi explici? Eu crescut părul pe el ca de măgar. O bătut ploaia pe el și roașul a roa și rezistat. Iar, iarnă, cum era atunci? A timpul le el și o păscut ca animale, în patru labe au mers. Și spui, bă, are o șansă vreodată să se pocăiască, mai are șansă să se ajungă să, să fie ce-o fost vreodată. Și noi spunem, nu te să zic, nu mai intru doi pe Dumnezeu și Biblia. Când eu zic unii, hai bă să vorbim de Dumnezeu, de prostile astea, să se astea și Biblia e Biblia și Dumnezeu e Dumnezeu. Și eu zic, nu există nimic, totul este uh, acolo și putem să vorbim deschis. Să știți că Dumnezeu poate ridica o persoană de acolo, să știți că Dumnezeu a ridicat persoane de acolo, Dumnezeu a ridicat din groapa pe ei, spune amin, din fundul mocilei, Dumnezeu l-a demonizat cu mii de dragi peste ei și au făcut din el un evanghelist și au trezit acolo. Dumnezeu l-a pe Samariteancă și -o, o trezit o cetate prin ea. Dumnezeu l-a pe Maria Magdalena, șapte dragi în ea stăpânită și au făcut o fica lui care l-a iubit cel mai mult și o mers în el până la capăt, până la înălțarea Domnului Isus Hristos. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Mai crede cineva în experiență din asta? Noi ar trebui să spunem toată adunarea. Da! Nu mai avem o problemă, Gabi, depinde cine îi le spune. Aici e ai problema. Și introduc prin ultimul punct din predic. Că după ce o sfidat toate experiențele lui Dumnezeu, o mai făcut una, că toate astea merg în lanț, de la vin până la capăt, curg exact. Știți ce a o făcut? O sfidat, am mai atins un pic punctul la vase, o sfidat oamenii lui Dumnezeu. Când a intrat în părătea, s-au zis, gata acum, Vezi, Domnul, să binecuvânteze și surorile. Câteodată o femeie face cât o mie de bărbați. Bărbații trebuie să spună amin acum, da, în vine. Mergem mai departe. Păi nimeni nu avea nicio idee. Ăsta a tremurat, descleat, ăia acolo, prins în vâltoarea vinului, toți, toți să te... Au venit în înțelepții, să uitat la perete. Sunt multe discuții și dumneavoastră și teologii tot încearcă să spună cum a fost scris în colon, a fost scris așa, păi fiind... nu, nu, nu înțelege, au scrisul, <gântu -i> să, să înțeleagă ce înseamnă. Dacă... Abar n-am cum arătat scrisul, l-am au capătul de mână, au scris și a, scrisul, a fost... o rămas scrisul pe părete și mâna au dispărut, că nu au rămas mâna acolo să te spere. Oh! Scris și plecat. Și ei se uitau toți și au toți înțelepți aici. Și bă, cum să citim așa ceva? Că zice, nu, nu înțelegem scrisul. Cum să și toți capul plecat în încremeniți în cremeniți, spaima mai mare, mai mare cu rămas scris acolo. Ce să te faci? Și după toată povestea asta cu toți înțelepții, apare femeia, bă, era împărăteasă Și au zis, stați-vă că mai există o soluție. Și știu eu pe unul. Liniștiți-vă. Puteți să spuneți amin? Cine e ăsta? Un înger. Cel mai tare din zona. Uf, stați, stați puțin. Știi când, când vine Daniela Barnan cum arăta așa? Așa sunt. Păi bine când suntem tratați așa, nu e nicio problemă. Când o veni și tu ești unul din. Mi-am subliniat asta, credeți. Tu ești unul din Robie din care a luat din prizonier, tu ești unul dintre ei, am auzit despre tine că ești, ești grozav, ești tare. De așa, o ironie și o miștocăreală care poți să o vezi așa de la distanță fără să fii un exeget în Biblie. Tu ești unul dintre ăla, da, da. Știți că noi suntem cu toții oameni. Între mine și noi care venim aici, suntem mai sus un pic aici, nu cel mai sus, că mai sunt ei mai sus, și voi de la balcon suntem cei mai sus, așa că ne simțim un pic echilibrați. Dar vreau să vă spun că indiferent care suntem aici, ori în ce poziție am fi, noi suntem oameni. Valori, toți suntem egali. Vreau să aud un Ne-a plămădit aceeași mâna a lui Dumnezeu. Ne-a făcut să ne naștem tot el prin puterea lui și a avut grijă din noi până în seara asta. Împreună cu voi spun, lăudați să fie numele Domnului. Până aici nu e nicio diferență. Semnificație la fel, valoare la fel, binecuvântări, toate la fel, suntem aici în seara asta. Dar au zis, împărătea asta, zici, sunt câteva diferențe. Și aici nu ne mai aparține treaba asta, în afară de faptul că am acceptat ca Dumnezeu să facă asta cu noi. Și au zis, vreau să spun ceva tuturor care ascultați aici, zice, vreau să vă spun că uh, este un om, nici nu, eu, ea nici nu-i da numele. Este un om, el are în el, și, și, vreau să, să, vă notați asta, știți, Predicatorii cei care predică le plac chestiunile astea, sper că și dumneavoastră are în el, în el. El ea vorbește la plural aici, că era în mijlocul pluralului cu Dumnezeii lor, aia de lemn, de piatră, și vorbește așa, zice, are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și eu am redus și am zis, are în el Duhul Dumnezeului celui veșnic, îl are în el Duhul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu dumneavoastră sunteți fericiți că există oameni al lui Dumnezeu? Noi suntem unii dintre ea. Dumnezeu a avut milă din noi, ne-a mântuit exact ca și pe dumneavoastră, dar o vrut să pună la un moment dat în unul ceva, în altul altceva, în alt altceva, noi fără Dumnezeu suntem nimic. Pavel a vorbit și a zis, nimic, slab, fricos, plin de cutremur, am vrut tot ce se întâmplă să nu fie pe înțelepciunea mea, a spus cu bisericii în Corint, și să fie așezat pe cuvânt și pe puterea lui Dumnezeu. Nu pot să înțelege lucrurile astea, că dacă le înțelgeau înaintea și viaului, n-ar fi restinit pe drumul slavii, dar pentru eu a fost o nebunie pentru orice om din lume. Toată lumea asta, lumea este o prostie, nu pot fi judecate, doamne, pentru că trebuie înțeles, judecate, nu înțeleg nimic din asta. Dar noi avem Duhul lui Dumnezeu, de aceea înțeleg înțelegem toate lucrurile și spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Ce avem? Duhul Lui Dumnezeu ne face să înțelegem toate lucrurile. Am vrut să citesc textul, e mai lung, nu-l mai citesc. Îl citiți acasă. De aceea, pe un om care are Duhul Lui Dumnezeu, el toate lucrurile le pricepe și nimeni nu-L poate judeca. Pentru că el judecă toate lucrurile, duhovnicește. Și Dumnezeu nu greșește niciodată. Să spunem cu toții amin. Binecuvântat să fie Domnul. Și punctul 3, acest om a sfidat un om al lui Dumnezeu și nu l-a luat în serios. Și omul ăsta a vorbit Dumnezeu lui Taică, s-a împlinit exact. Și aici era un avantaj. Bă, prin el a vorbit Dumnezeu lui Nebucanețar. Și șapte ani, șapte ani. Bă, prin el ăsta au avut niște experiențe cu Dumnezeu, cu, cu prietenii lui, cu groapa cu lei, cu, 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 cu torul și așa mai departe. Bă, bă omul ăsta e un om al lui Dumnezeu, are în el Duhul lui Dumnezeu. Și o să spun împărătească, mai are ceva. Dacă spune, dacă vreți să-i faceți un control, faceți un ecograf, zice, s-a găsit la el. Acum mi-a plăcut termenul care l-a pus Corneles, că s-a găsit la el. Și l-a controlat foarte mult și a mai găsit ceva pe lângă Duhul lui Dumnezeu. A mai găsit ceva la el. Și am zis, bă, dacă mă cercetează Dumnezeu în seara asta, în timp ce predic, ce găsește Dumnezeu la mine? Da la dumneavoastră. Dacă te întreabă Dumnezeu ce e în tine în seara asta, poți să zici că în tine și în mine este Duhul lui Dumnezeu? Că așa ar trebui să fie. După aceea zice, la un control atent... N-a venit el să spună, bă, vezi că îți deștevesc. Și a fost găsit la el. Deci nu a venit să spună, vezi că eu, când a fost controlat, de viață și de împrejurări, s o găsit la el, zice așa, lumină, nu dezba niciuna, pricepere, înțelepciune și specific aici în asta, ea vorbea și despre el aici. O înțelepciune dumnezeiască, un duh înalt, putința să tărcuiască visele și avea o înțelepciune și o putere să descălcească toate lucrurile care erau încălcite. Și s-o găsit la el astea. Ah, suntem în cântarul lui Dumnezeu în seara asta. Și credeți-mă, încet am emoții, nu mă îngălbenez la față, n-am ajuns chiar acolo, dar o iau în serios seara asta. Pentru că același Dumnezeu care a scris pe perete, și a venit și a contărit viața lui Nebucanețar, dar așa lui Berșațar. este același Dumnezeu, care este același ieri, azi și în vecii vecilor. Binecuvântat să-i fie numele Lui și Dumnezeu să-i prezent în adunare în seara asta. Vă păi știți că eu o chestiune de asta să știți să descălcești un lucru. Dar știți când eram mici, cum reușeam să încălceam, încălceam și returile. Că era o inteligență fantastică să știi de ce capăt să tragi. Și aveam pur și simplu chestiunea asta cât timp trăgeam de la alalt. Trebuia să tragem de la mai scurt, că la era îndoit ca să poți să tragi de el. Și trăgeam de la lat. Și le încălgeam și le nodeam. Și știu că mai că mi-a venit acasă și avea un timp în care descălcea și returi. Că înghețau, că veneam pe jos de la școală Iana. Și nu pot. Știți că e foarte important cineva să descălcească lucruri încălcite. Și omul ăsta avea putere de la Dumnezeu să le descălcească. Astăzi, nu știu, aveam o plecare, a plecare, i-a încălcit ce i descălcit. Și nu mai le descălcește nimeni niciodată. Și zice, când a fost controlat, omul ăsta s-a găsit la el chiar și chestiunea asta, că știa să descălcească ce e încălcit. Pur și simplu Dumnezeu îl folosea pentru asta. Și zice, că aici am vrut să închei am admirat totuși pe împărăteasa asta, pe lângă prezentarea care a făcut-o Daniel. A spus un lucru fantastic și m-am întrebat și, și în punctul ăsta, dacă eu am treaba asta. O zis așa cu o lejeritate, zis, dacă vine omul ăsta aici, să fie adus aici, dacă, când, când ajunge omul ăsta, toate lucrurile le spune clar. Și ce am văzut? Era liniștită că toate vor fi clare. Și m-am zis, ce o făcut-o liniștită? Și vă spun simplu, credința. Ea credea 100% că prezența lui Daniel aici, datorită tuturor caracteristicilor care le-a enunțat mai sus, care aparțineau toate lui Dumnezeu, a zis lejer, când apare aici, el va spune toate lucrurile de sfârșit și clar. Riniștiți-vă cu toții! Și mă întreb dacă noi, în pandemia asta, când lucrurile sunt atât de încălcite și date peste cap, dacă poate cineva să se ridice în seara asta în biserică, să spună, dacă Dumnezeu este cu tine, dacă Dumnezeu este în viața ta, dacă Duhul lui Dumnezeu este în casa ta, dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, dacă ești o fiică a celui prea înalt, dacă ești copilul celui mai înalt, nu numai că te rog să fii liniștit, ci vreau să spun, Dumnezeu te va folosi pentru binecuvântarea altora. 100% la Să vină Daniel aici! ce am putut să învăț eu de la un om care n-a învățat nimic? Am învățat să nu-L sidesc pe Dumnezeu. Am învățat că experiențele pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața mea și în apropierea mea sunt niște mari binecuvântări, mari, pe care trebuie să mă plec cu smerenie și să învăț, anulându-mă pe mine și orice act de mândrie, și să învăț că Dumnezeu are oameni prin care vorbește. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Și dacă vine și face un moment de oprire bruscă în viața ta, după aia, Continuarea, continuarea nu e încă o mână, încă cinci, săptămâna viitoare, încă patru. Continuarea este un om care vine în centru și spune, din partea lui Dumnezeu, asta, asta, am o predică pentru tine, Belșațar. Am un cuvânt să ți-l spun. Dumnezeu te-a oprit, dar vreau să spun că putea viața ta să fie diferită. Și putea ziua de mâine să fie diferită. Dar îmi pare rău să spun, viața ta s-a încheiat. Ai fost numărat, ai fost cântărit și împărăția împărțită. Ai pierdut orice bătălie. Viața ta se încheie. A ieșit și a plecat și noaptea aceea. Daniel a fost îmbrăcat în purpurile, ce mai contează. I s-a pus un lățișor de aur la gând și și locul trei în bărăție. Și țineți ție darurile. Dar în noaptea aceea, Belșațar a închis contul cu Dumnezeu prost. Și în noaptea aceea, și-a încheiat alergarea pe pământul ăsta. Vă spun tuturor care sunteți aici. Știți că o încheiem? Nu știu. Așa că fie ca în ziua aceea măreață, când Dumnezeu ne mai pune în cântarul Lui, să auzim o voce pe care vrem cu toții să auzim, veniți binecuvântați Tatălui, de în împărăția, care va fost pregătită de la întemeierea lumii și Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea, toți prieteni și noi toți și haideți să învățăm pentru ca învățând să fim o pildă pentru alții. Amin.